Declarăm ședința deschisă. Ceva obiecțiuni la procesul verbal are careva să punem în discuție. Dacă nu este zbun la... Împotrivă. Împotrivă, domnul Raț. Dăm cuvânt cu domnul Jumar pentru a spune vorbunea de trecere. Conformitate cu dispozițiile articolului 133, alineatul 134, articolul 134, alineatul de la B, din ordonanță de bună de 57, din 057-2019, privind codul administrativ și articolul 181, pardon, din legea numărul 134-2010, privind codul de procedură civilă republicată cu modificările și completările ulterioare. Și prin dispoziția articolului 211 din 23.08.2021 se convoacă în ședința ordinară pentru data de 31.08.2021 Consiliul Local Județul Bacău pentru la sediul Primăriei Balcani, Județul Bacău, sau de ședință ce începând cu ora 9, având următoarele ordine de zi. Trei hotărâri privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021. 2. Proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani, al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Balcan și din Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2021-2022. Proiect de hotărâri privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și UAT, Comuna Balcan, privind finanțarea activității de protecție de echip rezidențială a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Proiect de hotărâri privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor copilului și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Balcan pe anul 2021. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență specială organizat la nivelul Comunei Balcan de Sfântul. Proiect de hotărâri privind aprobarea primirii UAT Berești, Bistrița, în calitate de membru la Societatea de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Proiect de hotărâri privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Balcan, județul Bacău. Diverse. Trecem la primul punct. Subiect de hotărâre. Spune la vot. Spune la vot. Spune la vot. Aține de ceva? Împotrivă. Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021. Obiectiuni? Să punem la vot, dacă nu s-a întâmplat. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Abține că sunt trei abține. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Balcan în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 și din Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2021-2022. Discuții pe proiect? Propuneri. Sau propuneri? Ne-am propus, persoane, poate sunt alți propuneri. Supunem la vot forma inițială. Cine este pentru? Cine-i propus? Nu, eu refuz. Nu ți-o propune. Propune desemnarea doamnă Rață Basânii la
comisie de evaluare. Nu, reprezentantul Consiliului Comun comisie de evaluare. La comisie de evaluare. Evaluare facem o altă propunere. Văd că își face un obicei de la numi oameni fără să le spun. Propun pe domnul consilier Gânga. Să trecă. Nu, ca să, aici e foarte ușor să intri în conflict de interes și așa, de asta refuz. Dacă e pentru toți consilierii care sunt, 99% au fost în conflict de interes în Consiliul de Administrație. Da? Asta e motivul, să știți. Păi alții nu avem, alții care... Dumneavoastră, de exemplu. Propus un... Da. Cine este de acord în Consiliul de Administrație a Școlii cu domnul Cornel Găboreanu și Leahu Vasile? Împotriva, cine? Nu. Toți sunt pentru. Și... Mai puțin noi, toi. Da, noi vedem... Cine este pentru al doilea punct? La comisia de evaluare. La comisia de evaluare, da. Cine este pentru? Nu e același proiect. Nu este, tot ce se modifica, nu e același proiect. Modifica la tot orat. S-a modificat persoana și un singur proiect. Trebuie să plătăm și pentru domnul Iliescu. Mai este o altă propunere? Dar e în același plâng. Păi să ia nominal, că n-are cum. Să ia proiectul, nu? Să ia proiectul, domnul președinte. Proiectul și pe urmă să ia cu modificări. Dar nu e nicio problemă. S-o rezolvă. Specificat are problemă? S-o rezolvă. E un ingreșală. Sigur, ilegalitate. Dar mai este o propunere? Domnul, nu. Deci se ia inițial proiectul primarul. Se ia proiectul primarului. Eu am făcut proiectul și corect. Vreau să ați propus acum și nu se trebuie modificat niciun proiect. Cu propunerea noastră. Ba nu. Nu. Cine este pentru proiectul primarului? Asta e altă treabă. Propunerea cine a propus? Dar cu modificarea cu domnul. Cine este de acord cu proiectul inițial? Nu e asta. Nu e ce treabă. Să-l votăm. Cine este de acord cu proiectul inițial? Da. Cu modificarea lui domnul Vici. Da. Cine este de acord acum cu proiectul, cu amendamentul depus cu, da, de domnul, da, viceprimar? Cu amendamentul. Cu amendamentul, da. Acum trebuie să treacă. Corect. Așa trebuie. Păi da. Au vădat toți. Trecem la treilea proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și OAT Comuna Balcan privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap în an pentru anul 2021. La acest proiect eu nu particip. Discuții? Acest proiect a mai fost pentru fiecare an în parte. Noi l-am mai votat o dată anul acesta, dar a fost pentru 2020. Da. Acum este pentru anul în curs. Deci e același lucru. Nu s-a schimbat absolut nimic decât proiectul... Trebuie aprobat. Trebuie aprobat. De când data? Da, data. Deci nu e pe 2020, acum e pe 2021. Că noi îl aprobăm în funcție cum ne vin documentațiile de la Bacău, de la Consiliul Județean. Că și ei, la rândul lor, aprobă prin hotărâre generală. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vot aveți? Nu s-au împartit. Da. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componentei Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția drepturilor Consiliului și a regulamentului de organizare și funcționare a acestui. Discuții primare din acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, să vedem. Punctul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de execuție privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei local pe anul 2021. Obiecțiuni? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, tot pentru. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Balcani, Județul Bacău. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, tot pentru. Trecem la punctul 7. Proiectul de hotărâre privind primirea UATI de reștii salvatoare de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, și modificarea acestui act constitutiv și a statului acestuia. Discuții pe marginea acestui proiect. Se punem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Primirea lui Benetazor. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Balcani de Bacău. Discuție pe acest proiect. Să punem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Trecem. Trecem la diverse. Care se scrie la cuvânt? Care se scrie la cuvânt la diverse? Da, eu aș avea eu o problemă la diversă, dacă nu știu la cuvânt. Se facă ceva cu gunoaiele, cu depozitele, cu containerele. Trebuie pus în așa fel, luate cămele de supraveghere, pentru că a dorit în ultimul timp ca primare primară în altul. Sunt de ajuns alea care s-au cumpărat până acum. S-au montat prin parcuri. Trebuie și nu se cântuie așa. Nu se dau bani în alte părți, trebuie de aici pentru cămile de supraveghere și chiar e ceva rușinos. Mai e retapiat pe la Balcani, am văzut, chiar și la Ludaș. Păi, dacă nu mai sunt... Mai am ceva de spus, vreau de adăugat. Ar mai trebui și la căminul din Frumoasa niște aparate de aer condiționat, pentru că acum două săptămâni am avut plăcerea să fiu invitat la un eveniment unde doamna Crina a fost nașă și se murea de cap. Adică nu puteai să stai înăuntru. Am și... mai solicitat și eu personal, am ridicat problema asta. Acum a rămas la... Deci cu acea căldură s-a făcut un patinoar. Da, jos Grecia, de aia lucidă, vă dați seama ce era acolo. Și cu aer condiționat se face cu ventilator. O fi, dar... Cu aer condiționat se face mai mult. Ce credeți? Că acea centrală care s-a investit 3-400 de milioane... Eu am mari, eu și cu este benefică? De câte ori s-a făcut căldură cu centrală? Niciodată, vă spun eu. Pentru că n-ați făcut evenimente iarna. Luați, domnule, și investiți în altceva ce trebuie. S-au montat înapoi acele ventilatoare la becuri care erau înainte. Și ala mai făceau puțin aer, măcar. Chiar era irrespirabil, adică muriai de cald și de sânge. Da, referitor la... Faceți iarna, nu. Dacă aveți ce trebuie să fie. Am văzut că sprinse la căminul 70.000 de lei și nu au fost cheltuiți nimic. Deci ar putea să
ducă la îndeplinire, ce propus domnul consilier. Deci în primul trimestru n-au fost cheltuiți la cămin suma de 70.000 de lei și instalații de aer condiționat nu costă așa mult. Domnul președinte, eu am adus în discuția cu 4 ani aspectul ăsta când am fost eu naș la Balcan. La Balcan se moare de cald la fel, în toate căminile se moare de cald și nu se face nimic. Deci nu se vrea. La schid nu. La rățel, la rățel nu. Acolo nu știu, n-am... Acolo este că a fost un proiect european. N-am fost, de-aia nu mă pronunț. Felicitări, dacă ești. Dar să o să avem în vedere acest aspect. Dacă de 4 ani nu s-a rezolvat nimic. Da. Alte discuții? Și niște coșuri de gunoi pentru copii în parc. Nu există niciunul. Am spus acum două luni, două ședințe. Deci, au trecut 60 de zile. Nimic. Ați reușit să ajungeți măcar în vizită pe Valea Ludașului? Iar au venit oameni la mine. Punzi, nu, becuri, nu, nimic din ce am zis data trecută. Pentru că ai fost tu, personal, dar n-ai fost, n-ai ajuns. Am fost de vreo 3 ori. Ar trebui să pândiți mai cu atenție. Da. Nu am obiceiul tău să pândesc. În parcul de la strada Cumăriei, de la Frumoasa, au solicitat oamenii, sunt bănci rupte, nu știu, strânciove. Și au zis, datoria noastră să fără. Tocmai mi-au zis mie, ca să vă transmit. Doamne, aveți grijă că vă dau afară, nu mai propuneți atâtea lucruri, dar să-i dacă sunteți din echipa PSD. S-ar putea să vă trezesc cu surprize. Eu zic ce mi s-a zis, mi-au zis, au voie ei să repare, să sudeze strânciobele sau trebuie, eu am zis să nu se apuce de treabă, ci veniți dumneavoastră în ajutorul lor. Să vedem ce este față locului, tot forma o echipă din cadrul primăriei și o să luăm măsări. Eventual acolo ar fi bun și un gard. Îngrădit ceva. Acolo nici la trebuie să fie regulă cu parcul, din cauza animalelor care sunt cai, vaci și toate. Dacă e luăm așa și un parcul din Frumoasa, e îngrădit și totuși parcul este. Aici nu prea mai e. Nu mai sunt cai în Frumoasa. Vorbiți de rând că dacă e unul oficial, nu se înțelege nimic. Exact. Mai are cineva altceva de spus? În buget erau prins și reparațiile băncuțelor pe toată comuna, la parcul, am văzut că struguri. Suntem în luna septembrie de acum, te-am spus. Da, a fost o perioadă în care nu știți că a fost da. Și cele alea s-au reparat. Nu s-au reparat. Eu nu știu, la schid n-a văzut nimic și nu, n-a văzut. N-ați văzut, la schid. Ați pus niște băncuți noi și atât. Deci, Balcan nu se rezumă doar la schid, da? Dar vreau să vă spun tot o perioadă în care s-au comandat și s-au reparat parcuri. Urmează să mai montăm. Deci urmează, da, și la stațiile de microbuz, eu o iau din capul satul, dar îmi spune harta, îmi punez atunci ce e acolo, deci l-am pus asfaltul, că l-am o gaură, când plouă, nu știu, poți băga de plumb de aur, asta de la poartă, deci la video îmi vorbesc, da? Deja la busuri, o să fie asfaltul până la asta, betonul turnat până în asfaltul. Dacă nu mai sunt alte discuții, declarăm ședința închisă. Un cafea pe domnul, partea fermei.